O minge periculoasă în preajma careului. Gel preia o minge. Gel! Gol! 1-0! 1-0 pentru Unirea Slobozia din nimic. În minutul 16 a apărut această execuție. Se complică teribil viața echipei oaspete. Este al doilea gol al francezului în acest sezon, după cel marcat în poarta Petrolului. Atunci s-a fost un meci pe care Gel trebuie să-l uite. A dat gol, după care a fost eliminat și Slobozia a pierdut partida. Da, și că tot glumeam la începutul meciului, la acest scor, Unirea Slobozia vine la un punct de play-off. De... Cine a greșit acolo? A fost o pasă eronată a lui Chiciu. Mingea ajunge la Aganovic, care dă mai departe lui Jordan Gel. Nu au fost niște pase nemaipomenite. Gel preia modest, nu a putut însă Radu Boboc să-l închidă. Dar nu e vina lui, a venit să dubleze acolo, iată unde era Cristea. Încearcă să vină în centrul defensivei Boboc, dar ajunge prea târziu. Și nu cred că îi se poate reproșa ceva nici lui Germonas, pentru că a plasat foarte bine Gel. Extraordinar. Da, o execuție a lui Aganovic, vom vedea imediat. Da, este acolo și Flășceanu. Dar este o fază fixă, poate să aducă absolut orice. Cel care bate este Toma. Toma! Oh, ce gol! 2-0 pentru Unirea Slobozia! Fantastică execuția veteranului, are părul alb Toma. Este la primul lui gol în Superliga și al treilea în poarta Universității Cluj. Minutul 22, 2-0. Da, vorbeam de acel meci, ultim meci direct, care Toma juca pentru Slobozia și ialomițenii câștigau la Cluj. Da, vedem și tribunele, golul savurat de fanii Sloboziei. Ne spune tot această privire a lui Ioan Ovidiu Sabou. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea start de meci. Nici n-am depășit prima jumătate a reprizei și este 2-0 pentru Unirea Slobozia. Băi, ce execuție! Ce execuție direct la vingul! Nici o șansă, nici un portar din lume nu scotea o asemenea minge. Doar al doilea meci ca titular pentru Toma, vă spuneam, accidental la debutul acestei stagiuni. De peste 10 ani, e născut în Slobozia, este de peste 10 ani la echipă. În mod normal, poate că s-ar fi retras dacă echipa nu promova, dar a vrut să stea, să aibă și el meciuri în Superliga.